liberalii au pierdut într-o lună aproape 7% în intenția de vot la parlamentare, în timp ce socialdemocrații au câștigat 5 puncte electorale, relevă ultimul sondaj Inmas realizat la comanda Europa FM. PNL ar obține 40,7% dacă ar avea loc alegeri parlamentare duminica viitoare. În barometrul din luna ianuarie, procentul era de 47,4%. Este prima scădere de cotă electorală a PNL din ultimul an. PSD însă crește în opțiunile de vot, 25,8% dintre respondenți susțin că ar vota cu socialdemocrații, spre deosebire de 20,6% cu o lună înainte. USR este creditat cu 10% față de ianuarie, când avea o cotă de 12,4%. Plus are un scor de 3,5%, similar cu măsurătoarea precedentă. Sondajul a fost realizat de Inmas la comanda Europa FM pe un eșantion de 1010 persoane și are o marjă de eroare de 3,1%.